Opera Marilor Poieței Lumii este readusă în atenția gălățenilor cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei, moment pentru care Centrul Cultural Dunărea de Jos face pregătiri timp de o săptămână. În cele mai importante unități de învățământ din municipiu au început de marți să fie înălțate bannere care poartă semnătura lui Nichita Stănescu, Mihai Eminescu sau Nicolae Labiș. Am fost extrem de încântat să primim propunerea Centrului Cultural Dunărea de Jos de a colabora la acest proiect care vizează Ziua Internațională a Poeziei de pe 21 martie. Ce să vă spun? Ca profesor de română, evident că am o afinitate deosebită pentru poezie și încerc să o cultiv în sufletul tuturor elevilor mei. Dar cred că ar trebui să facem asta poate într-un mod mai puțin discret decât o facem de obicei. Adică ar trebui să le reamintim tuturor de importanța poeziei în viețile noastre. Până pe 21 martie, versurile vor putea fi citite la colegiile naționale Costache Negri, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandri, Alexandru Ioan Cuza, dar și la alte licee și școli din Galați.